Roadele instrucțiunii. Prelucrare radiofonică după comedia cu același nume de Lev Nicolaevici Tolstoi. Ciudate lucruri se mai întâmplă în casa moșierului Leonid Feodorovici Zvezdințev. Mesele se mișcă, paharele se rotesc singure pe masă, duhurile bat în pereți, miaună, scrâșnesc, strănută, șuieră, oftează ori cântă din ghitară. Și toate astea din pricină că Leonid Feodorovici e un pătimaș adept al spiritismului. Uite! Chiar acum, în salonașul anume hărăzit experiențelor spiritiste, e întuneric. Leonid Feodorovici, profesorul Alexei Vladimirovici Curgosvetlov, fostul subsecretar de stat Sahatov și o cucoană grasă și grozav de simțitoare Maria Vasilievna, stau încordați în jurul mesei și cu sufletul la gură. Alături, în saloanele cu coanii, se petrec altfel de lucruri mai pământești. Ana Pavlovna, soția lui Leonid Feodorovici, nu împărtășește credințele soțului ei. Ea se pasionează de jocul de cărți. În clipa de față, odăile sunt pline de mosafiri aplecați toți asupra meselor cu postav verde. Și treburile astea țin până la 3-4 de noapte, fără ca boierii să simtă nevoie de prea mari schimbări în viață. Ei, dar de bună seamă nu se cade să turburăm nici duhurile lui Leonid Feodorovici, nici partida simandicoasă a Ani Pavlovna. Să coborâm mai bine în timpul acesta puțin pe la bucătărie. Ciudat! În timp ce sus în saloane, boierii stau în jurul mesii de spiritism sau cu cărțile în mână și s-ar părea că nimic altceva în viață nu le-ar mai face trebuință, majordomul Feodor Ivanici, valeții Grigori și Semion, Lucheria, bucătăreasa, Tania, fata din casă, toți aleargă de colo până colo ca niște bezmetici. Hotărât, ciudate lucruri se mai petrec în casa moșerului Leonid Feodorovici Zvezdințev. Lucheria! Ce mai e? Ce alergi așa? Trebuie să duc al samovar și portocale. Ce rechelăresc? Bine. Vă vedeți, seama, Semion. Tava, am o tavă de argint la dumneata. Știi că eu răspund. Să fii sănătos. E la boier. Sunt niște țigări de foi pe ea. Lucheria. Da. S-au terminat semișul. Ies de Tania. Uite, ține aici. Portocale mai sunt doar câteva. Ce fac? Ce mai întreb? Duci câte sunt. Bine. Dăm paharele, le ștergem. Dacă nu m-a ajutat tu, Tania, din când în când, nu știu cum aș scoate la cap. Păi nu vezi alergătură? Noi așa o fi peste tot? Întreabă-mă pe mine. De 18 ani, tot bucătărea să mă știu. Și tot pe la casă, boiere. Tot sunt o apă și un pământ. Îmi dă Dumnezeu și deschid ochii dimineața, știi, pe la prânz. Pune-le samovarul și dă-le ceai, cafea, ciocolată. Au băut două samovare? Pune-le și patrăile. Urmă vine dejunul, întinde masă. La masă dă-i cu vinuri, dale dulci, vuci, rachiuri. Mănâncă și beau, beau și mănânc. Beau să le alunece mâncarea și mănâncă să le vie setea. Strașnic mai mănânc. Să-ți pui mâinile în cap, nu altă. La ei nu s-așează omul la masă ca la noi. Să îmbuce, să-și facă cruce, să scoară. Mănâncă într-una. Se vână cu picioarele în copaie ca porcii. Dă-ne cafea. Se trântesc pe canapele, ațipesc și când se scoală, dă-le iar ceai cu tot felul de cofeturi și dulcețuri. Până și în pat tot să mai îndoamnă. Da. Dă-mi ceva zahăr. Abia coboră în pivniță. Pentru cine e varză? Pentru domnișoara. Ai mișcă mai repede că n-am timp. Trimite-o, Semion! Ce spui?
Îndoapă cu dulcețuri de numai cap în ele și formă vor varzacră. Să-și facă loc, să o ia de la început. Da. Așa de cum mă știu la casele astea de aici. Tania! Da? Unde-i lucherie? A coborât în pivniță. Bine că te găsesc, Eugen Vancit. Să-i spui dumneata boierului că ești mai mare peste noi. Ce să-i spui? Că așa nu mai merge. Așa să-i spui. Vorbește de slușit, omule. Eu m-am tocmit vizitiu, nu ca să stau la un loc cu câine. Stai altul dacă vrea. Eu unul nu stau. Care câine? Apoi a adus în odaie la noi 3 pătăi ale feciorului boierului. Au murdărit peste tot. Urlă într-una și nu-i chip să te apropii că te înhață. Javrea furisite. Îmi vine să pun mâna pe o scurtătură și să le rup picioarele. De când s-a întâmplat asta? De azi. Azi le-a adus la ispoziție. Niște javre flocoase din alea scumpe. Ori noi vizitii în odaie, ori câine. Una din două. Așa să-i spui. Da. Da, e drept. Am să-i spun boierului. Mai bine și-ar atârna dulăie de gât, domnișorul. De călărit îi place să călărească. Pe grasav și l-a dat gata fără măcar să-i pese. Și ce cale era. Zmeu, nu alta. Uf! Grea viață! E, asta nu-i treaba. Tania! Da? Ce-ar fi dacă mă aduce câinii undeva pe aici? Nu se poate, Fiodor Ivanici. Aici mănâncă oamenii. Da, da, e drept. Mă duc să-i spun. Nu, nu, asta nu-i treabă. A, să mai rabde, domnișoară. Lucheria e în pivniță. Ce scolea, Semion? Ne-a năucit. Ia uite. Iar au început domnișorul Vasiliș cu sorsa să bată piana. Da. Atâta știu. Să bată piana, să joace în cărți sau să se frece în odaia cu spiriduși. Acum s-au pus amândoi la pian și bat ca să o desfunde. Siomca, când plecăm de aici? Curând, Tania. Repede, Siomucica. Mi-e dor de satul nostru. De ocor. De păturice. Tania, numai că mi-e teamă să nu te fi prea subțiat la oraș. Hai să mai vrei tu să ieși la Arat? La Arat? Dar păi aș vrea și acum. De Arat, de cosit, dar asta nu se uită. Ei, socoteam că nu te-ai dat chiar așa în vânt după munca noastră, după ce ai trăit la oraș. Mie că nu te-ai simțit la larg. Ce vorbă e asta, Siomca? Dar aici simt că parcă m-ar sugruma ceva. Când vine taică-tu? Da, trebuie să vină. Știi, obștea l-am puternicit să cumpere niște pământ de la boier. Aha. Ei... Când o veni și te-o vedea, o să se învoiască. Cerem boierului Sibria și plecăm acasă. Și acolo, acolo ne-am luat. Adevărat? Da. Bată-te, norocul, frate! Mai speria și am scăpat farfurie. Apoi ea trebuie să fac calea întoarsă și pe vară. Da, nu m-am alucherea. Stai că mă cobor eu. Iată așa, sunt fericită. Ce-a găsit o maică precisă? A doua zi, în anticamera bogatei case a lui Leonid Feodorovici. E aproape ora prânzului. Stăpânii încă nu s-au sculat. Servitorii umblă în vârful picioarelor.
Grigori, valet tânăr și tare plin de frumusețea lui, îi aține calea Taniei. Tania. Ce poftești? Să spun o vorbă. Iată-mi drum. Și te-a căsit. Nici nu-ți voi fi plăcând eu ție. Atâtea fete se dau în vânt după mine, dar... Dar nici una nu-mi place ca tine. Dă-mi pace, n-auzi? O sărutare, doar una. Ce te tot legi de mine? Ai auzit? S-a sculat domnișorul, te strig. Să aștepte. Ascultă, de ce nu mă iubești? Nu iubești pe altul? Nu iubesc pe nimeni. Ți-e drag, Sionca. N-ai găsit altul decât pe bădăranul ăla de ajutor de sufragiu? Bădăran, nebădăran, dar vezi că ți-e necaz? Mai aștept. Află dacă vrei să știi că nici nu mă simchisesc, nici de tine, nici de Semion. De știi, dumneata, ce fete mă iubesc? Uite la ele și dă-mi bună pace. Nicole! Îndată. Dar ce-ai surzit? Acum am picat. Apa caldă și ceai. Poftim? N-am spus nimic. Am plecat. Sunt la mine în cameră. Bună ziua, fetiță! Plecăcine, Sergei Ivanovici! Leonid Feodorovici e acasă? S-a sculat? Cred că da. Îmi dați voie să vă iau paltonul? Mulțumesc! Respectele mele, Sergei Ivanovici Saharto! Mi se pare, dacă nu mă înșel, sunteți doctorul... Întocmai! Dar vă credeam în străinătate! Ați venit să-l vedeți pe Leonid Feodorovici? Da. Dar dumneavoastră... E cineva bolnav? Nu e nimeni bolnav. Dar știți, cu coanele astea, mai mare beleaua, stau în fiecare noapte la cărți până la trei, strânse în corset ca niște viespi. Unde mai pui ca noastră, e cam plinuță și nu-i tocmai tânără. Să te audă Ana Pavlovna, nu cred că i-ar plăcea. Ce să-i fac? Asta e adevărul. Dumnealor își fac de cap. Organele digestive se inflamează, apasă ficatul, le fac nervi și pe urmă se te țin. Și tu trebuie să le pui pe picioare. Mare boclu cu conetul ăsta. Dar dumneavoastră cum o mai duceți? Mi se pare că și dumneavoastră sunteți spiritist. Eu? Nu chiar spiritist. Dar o clipă, vă rog o clipă. Vedeți, eu nu tăgăduiesc spiritismul. Mai ales că un om cum e Curgosvetlov, așa, crede în el. E doar profesor, o somitate europeană. Deci ceva trebuie să fie adevărat. Așa că aș vrea să văd și eu odată ce-i cu spiritismul ăsta. Dar n-am niciodată timp, sunt veșnic ocupat. Da. Respectele mele. Am onoare. Fetițo, da. S-a sculat cu pana? E în dormitor, dar puteți intra. Tania. A plecat Semion să-l anunțe pe cap cici că-l cheamă boierul? Oho, de când? Fiodor Ivanic. Da. Anunță pe boier că au venit niște muzici de la țară. Uite, vine portarul. Să-ți spună el ce e cu ei și ce poftește. De unde-s mujicii portarule? Ei, după câte am înțeles eu, din gubernia Cusc. Ei sunt, ei și tatălui Semion. Au venit pentru pământ. Mă duc să-i intru. Cum să fac? Să le dau drumul? Dar dumneata știi ce e cu ei? Da, știu. Au venit să cumpere niște pământ. Spune-le să aștepte. Unde? În curte, îi chem eu mai târziu. Ei, dar de ce i-ai adus înăuntru? Lasă, Fiodor Ivanici, nu-i nimica. Așteaptă și ei aici într-un colț. Dar murdăresc pe jos. S-au șters bine pe picioare și apoi curăț eu după ei. Stați acolo! Dumneavoastră sunteți din gubernia Cursk și ați venit să cumpărați pământ de la boier, nu? Tocmai. Pământ. Am venit, cum s-ar zice, să cumpărăm niște pământ. Așa. N-ar fi chip să spui dumneata boierului că am venit? Da, așteptați, că-l anunț îndată. Da.
Aici. Ei, cu plocoanele astea ce facem? Nu se cuvine să le dăm așa în basma. Ne-ar trebui, cum s-ar zice, un blit sau mai știu eu ce. Vă duc îndată. Dați-le încoa. Așa. Deocamdată stau bine aici, pe canapea. Așa. Da. Cine e boierul cu care am vorbit atineauri? Nu-i boier. E majordomul. Aha. Așa, da. Majordomal. Da. Înseamnă, cum s-ar zice, că și el slujește aici. Și dumneata? Eu sunt fată în casă. Tot de la dumneavoastră din sat. Ia ca, pe dumneata te cunosc. Nu ești Efim Antonovici? Eu sunt. Și dumneata ești Zahar Trifonovici, tatălui Semion. Drept. Sunt Tasu. Iar eu, să zicem că aș fi Mitri Cilchin. Acu te-ai dumirit? Dumirit. Dar tu a cui ești? Eu sunt orfană. Fata Xinii, care e văduva soldatului... Așa, e, da. E, nu degeaba spune zicătoarea. Dă grăunțe la porcel să vezi ce ai să scoți din el. Cine, cum să-l zice, zbiar acolo? Domnișorul nostru. Oh, Doamne. Să vă ieri mai bine să așteptăm afară. Grigori! Grigori, luate-a dracu! Ne-am dus pe coc. Hai de mine. Dar și ați murit cu toții? Vasile Leonidăci, Grigori nu e aici. Îl trimit îndată. Dar mămâile astea de unde au ieșit? Poftim? Sunt niște mujici tocmai din gubernia Curscului. Aha. Veniți cu treabă la boier. Da. Ia uite la ăla, are o pinși în scoarță de copac. Groseav model. Poftim? Am adus apa și ceaiul. Da, da. Mișcă mai repede și vin o să mă încalc. Poftim? Nu luați în seamă. Uite, vă aduc farfurii îndată să puneți plocoanele. Eu s-o pot să nu mai zăboim. Mergem să căutăm o gazdă și așteptăm acolo. Da, da, dragul meu, Zahartov. E ca buie. Voi sunteți? Să trăiți, mă mireți. Așteptați o clipă. Dumneata Zahartov, spui, nu cred. Ei, noi nici nu cerem asta. Vrem doar să te convingi. Uite, vezi inelul ăsta? L-am primit de acolo. De acolo? De unde? Din lumea cealaltă. Ei, te rog să mă crezi. Foarte interesant, foarte interesant. Ascultă, vino la noi diseară, avem ședință. Vine și profesorul Alexei Vladimirovici Kluklestov. Începem cu Grossman, hipnotizatorul, care va face o experiență de citire a gândurilor. Pe urmă, facem o ședință de spiritism cu Kapcici, mediumul vestit, de care auzi cu siguranță. Tania, da? A venit omul pe care l-am trimis să-l cheme pe Kapcici. Semion, încă nu s-a întors. Atunci cum facem? Mă anunți? Dumneata vii în orice caz. Dacă nu e Kapcici, găsim alt medium. Bine. Dar ia spune-mi, de ce oare mediumurile vin totdeauna din așa zisele cercuri intelectuale? De ce forța asta, dacă există, nu o găsim pretutindeni și în popor, chiar printre mujici? Chiar așa și este. Uite de pildă, de curând, o bătrânică simplă a mutat un zid de piatră. Un zid? A mutat un zid de piatră? Da! Zăcea în pat bolnavă și habar n-avea că e medium. A dat să se scoale, s-a sprijinit de zid și a simțit cum zidul s-a dat la o parte. Și nu s-a prăbușit peste ea? Nu s-a prăbușit. Nu, nu. Există puzderie de mediumuri, numai că nu le știm noi pe toate. Da, e ciudat. Ei, atunci, sigur. Ședința are loc în orice caz. Și acum cu voi. Primește mai întâi, cum s-ar zice, boierule, plocoanele noastre. Care v-a zis că ți-am adus niște daruri,
ca la noi la țară. Așa ne-a învățat și obștea. Să nu ne nepăstuiești cumva și să nu le primești. Bine fie. Tania, ia-le plocoanele. Ei, acum spuneți de ce ați venit. Am venit, cum s-ar zice, la luminăția ta. Bună dimineața. Bună dimineața. Leonid Fiodorovici, Vasilii s-a sculat? Da. Vovo! Da, nu-i nevoie, mă duc la el în cameră. Bine, du-te, du-te. Ei, spune ce vreți. Am venit la luminăția voastră. Da, văd că ați venit. Da. Dar ce doriți? Am venit să mântuim cumpărătura pământului celuia. Da. Vezi că m-am potrivnicit și obște. Adică să punem timbre câte trebuie, să trecem actul de cumpărare de veci prin banca de stat, cum s-ar zice, așa cum scrie la lege. În urmare vrei să cumpărați pământ, așa e? Chiar așa. Da. Adică, cum ne-ai spus și dumneata azi vară, prețul ar fi, cum s-ar zice, 32.864 de ruble. Întocmai. Și aveți banii? Îi avem. Așa cum am vorbit azi vară. Bani gheață, cum s-ar zice, 4.000. Adică 4.000 de ruble le primește acum, iar pentru ce rămâne, nepăsuiești. Fii pe pace că nu te lăsăm. Pielea de pe noi ne-o vindem, dar cum s-ar zice, nu se întâmplă să nu-ți plătim. V-am spus doar că vând pământul numai dacă puteți strânge toți banii. Ei, bine ar fi fost. Da, dar cum s-ar zice, n-a fost chip. Atunci și l-a făcut. Obștea socotea care să rămână cum vorbi rămas vară. Adică să ne păsim. Asta a fost anul trecut. Atunci m-am învoit. Acum nu mai pot. Păi cum vine asta? Ne-ai dat nădejde și noi am întocmit actele. Am strâns și bani. Ai milă de noi, tătucule. Tare puțin tel pământ avem. N-ai unde da drumul la o găină, da minte la o vită. Fără de pământul ăsta nu ne rămâne alta decât să ne facem seama. Chiar așa. Fără pământ nu e chip să o scoatem la capăt. Ne prăpădim. Tătucule, tare puțin tel pământ avem. N-ai unde da drumul la o găină, da minte la o vită. Ai milă de noi, tătucule. Ia-ne, bănișori. Ia-ne. Nu știu ce să vă spun. Dați hârtia în coace. Mai așteptați, vă dau răspunsul peste o jumătate de ceas. Feodor! Îndată. Feodor, să nu intre nimeni la mine. Da. Cum e treaba, oameni buni? Cum să fie, domnule dragă, ia că a întors. Ci că să-i dau tot grămadă. Și vezi, asta nu e chip. Noi. Ați adus mulți bani? Și-am putut strânge, care va să zică 4.000 de rubli. Uf, doamne, că i-am arătat doar și bănișorii să-i vadă și tot nu s-a înduplecat. Căutați și dumneavoastră să mai adunați. Dar unde? Pe oltă molfăie cu gingiile, cum s-ar zice, degeaba-l mai cauți la dinți. Fădăr Ivanici? Da? Unde e tata? În biroul dumnealui. Da. Ce crezi, Fădăr Ivanici? Are bani, poftim? Nu știu, dar mă cam îndoiesc. De ce, iar aveți nevoie de bani? Da, am înființat o societate nouă. Aia de bicicliști? Nu, frate! O societate nouă-nouță, foarte serioasă. Poftim? Ce fel de societate? Societatea pentru încurajarea creșterii vechii rase de ogar rusești cu părul lins. Poftim? Am luat o sumă de bani de la Petrițev și acum îi cere băiatul. Plus de asta, diseară e banchetul de organizare și n-am nicio copeică. Ce dracu să fac? Grosman nu-i pe aici? Nici capcici? Poftim? Nu, n-a venit încă niciunul. Da, mămâile astea trei au prins rădăcini aici, poftim? Boierul le-a spus aștept. Da. Și ce are ăla în bazma? Bani? Pentru cine? Pentru noi? Poftim? Da, vor să cumpere pământ. Și le-am vândut pământul? Deocamdată se tocmesc. Atunci hai să-i convingem.
Ce aveți de gând să cumpărați, oameni buni? Cum s-ar zice, vrem să cumpărăm de veci niște pământ. Aha, splendidă idee. Nici nu știți ce nevoie are omul de pământ la casa lui. Poftim? Da, da, foarte mare nevoie. Dar așa, ce-i drept nu-i păcat. Vezi, vezi, tocmai de asta nu trebuie să vă tocmiți. La ce nu poate folosi o bucată de pământ? Să vă spun eu. Uite, semănați de pildă grâu. Grâu. Scoateți 300 de puduri la deseatină, vindeți cu o rublă pudu și iaca, aveți 300 de ruble, nu? Poftim? Da. Sau semănați izmă. Izmă? Izmă. Scoateți nu 300 de ruble, ci 1000 la deseatină. Ce e drept, nu-i păcat. Dacă te pricepi, scoți bani din orice. Prin urmare, puneți neapărat izmă. Eu am învățat despre asta că scrie și în cărți. Într-o zi o să vă arăt și vouă. Poftim? E drept că dumneata știi mai bine ca noi ce scrie în cărți. Poftim? Poftim? Așa că nu vă mai tocmiți și să riscați să pierdeți atâtea mii de ruble. Dați banii și țineți-vă de izmă. Mă duc să-l caut pe tata. Am poruncit să nu-l turbure nimeni. Aha. S-a dus să întrebe spiritele dacă se vânde sau nu pământul. Între noi fie vorba, Fiodor Ivanuci, a nebunit de tot bătrânul. Poftim? N-am spus nimic. Așa că mă duc după el. Dacă vine Grosman sau Capcici, mă anunț, da. Poftim? Ascultă, domnule. Ăsta cine e? Domnișorul nostru. E, cum s-ar zice, moștenitorul? Da. Oh, Doamne, socot că deocamdată e mai bine să ascund banii. Noi am auzit că ar fi militar, cum s-ar zice, ofițer. Nu. Nu a fost scutit de armată ca singurul băiat la părinți. Așa. A fost, careva zică, lăsat la vatră. Da. Să-și hrănească părinții. Exact. Oh, Doamne. Asta e nemaipomenit. Tata m-a refuzat. Nu-mi dă nicio copiică. Uite, așa face întotdeauna. Sau îmi bate capul că nu fac nimic, sau când îmi găsesc o ocupație, când înființez o societate serioasă, se călăcește pentru 300 de ruble. Oh, nu mai e de trăit. Poftim? Ah, da. Mama e la ea, nu dai? Da. Mă duc să încerc și cu bătrâna. Bonjour, epatantă creatură! Bonjour, bonjour! Grigori, trăsura e la scară? La scară. Atunci am plecat! Fodor! Ce curățările astea aici? Niște mujici care vor să cumpere pământ. Eu credeam că sunt vânători. Nu sunteți vânători? Nu, nici de cum, domnișoare. Am venit pentru o cumpărătură de pământ. Cum așa? Trebuia să vie la vovo niște vânători. Sunteți siguri că nu sunteți vânători? Ia uită-te la ei cum tac! Sunt complet idioți! Oh, Doamne! Fiodor Ivanuci, da. Am fost la domnul Capcici. A spus că nu-i chip să vină diseară. Bine, îi spun eu boierului. Tătucă! Da. Să trăiești, tătucă! Cu plecăciune! Cu plecăciune, moșii Fim și moș Mitrici! Sănătoși să acasă! Să trăiești! Să trăiești, Simioane! Sănătoși toți! Să trăiești, Simioane! Ești bine, voinic? Ei, cum se vede, moș Mitrici? Hai, tătucă, hai! Poftiți! Poftiți să bem câte un ceas. No, stai, poftiți. Să mântuim întâi treaba. Nu vezi că n-avem timp acum? E bine, bine, atunci. Vă aștept lângă cerdac. Vine boierul, oameni buni. Ei, prieteni, da. Nu pot. Nu pot și pace. Uite, aveți aici hârtia voastră, îmi pare rău, dar nu mi-e cu putință să o semnez. Fie-ți milă de noi, tătucule. Ce ne faci, mă? Hai, mare necas pe capul nostru. Hai, niciun necas. De ce nu l-ați luat astăvară? Apoi, cum? Acum nu mai pot.
Mulțumiți-vă cu că pământ aveți. Tare puțin tiltă tu, n-ai unde da drumul la o găină, da mite la o vită. Ne-a dat hârtia înapoi. Cum s-a zice, nu vrea să vândă. Atunci, doctori, să iau și picăturile. Dacă durerile se repetă, trebuie să luate neapărat. Bine. Și în special regim și viață regulată. Asta în primul rând. Bine, bine. Mereu spuneți bine, bine, dar de făcut faceți tot cum știți dumneavoastră. Respectele mele, pe mâine. Cum pe mâine? Te aștepți seară. Fără dumneata, nu știu ce să-l alege din mine. Mă rog, dacă am vreme, vin. Respectele mele. Cine sunt ăștia? Niște mujici care... Văd că sunt mujici, dar cine i-a adus aici? Cum de-ai dat drumul în casă la niște adunați de pe stradă? Mă prind că noi cu sătul în hainele lor care să nu fie dolora de microbi. Microbi de scarlatină, de vărsat și de anghină. De unde sunt? Din gubernia Kursk. Din gubernia Kursk, Dumnezeule! Acolo unde bântuie anghina difterică, doctorul! Chemați-l numai decât înapoi! Îndată! Trebuie să facem o desinfectare generală. Tania, Tania, Grigori, unde ai încremenit? Tania! M-ați chemat? Porunciți! Sticla! Aduceți sticla din cămară! Aia mare din care ați stropit pe solă. Care alta poftești? Vino cu sticla! Stai! Mai întâi să speli zdravăn cu săpun locul unde au stat ăștia. Pe urmă stropești bine. Am înțeles. Pe urmă iei pulverizatorul. Nu, lasă. Mai bine pulverizez eu când mă întorc. Iar ăștia să piară din ochii mei. Hai, plecați! Ce vă holbați așa la mine? Grigori, scoate-i afară! Am înțeles. Ce e drept, nu e păcat. Numai din prostie, ca să zic așa, ne-am luat după capul. A ieșit odată. Da. Plecați de aici. Dă-mi bazmava. Uf, Doamne. Am spus eu că era mai bine să fi mers la o gază. Hai, mișcați-vă! Și acum trebuie să plec. Tania! Doresc ceva? Vezi că în lipsa mea să nu răcească stiții. Dacă vrea afară, să-i pui pantonașul galben. Nu se simte bine deloc, sărăcuța. Toată dimineața a lătrat răgușit. Am înțeles. Unde i-o fi alungat pe bieții oameni? Tania! Unde le duci, Tania? Afară să caut mujicii. Nu, nu mai e nevoie. Am făcut rost de bani. Poftim? E bună. Dacă aveți nevoie de ceva, mă strigați. Da. Petrice! Petrice! E în regulă? Ha? Pare vesel. E o perfecțiune. Uite, banii, babacul a mârit la mine și m-a dat afară. Atunci am atacat-o pe maică-mea, dar n-am scos decât 200 de ruble. Cum? Mai trebuia 100, nu? Poftim? Da. Am trimis până la Grossman și am cerut 100 în cont. Și o să ți-i dea? Ba, nu. După masă avem o experiență nouă. Aha. Citirea gândurilor. Da. Telepatie, mă înșel. Da. Eu o să ascund un obiect prin casă și Grossman, legat la ochi, o să ghicească locul prin telepatie, mă înțeleg. Am aranjat totul. Să vezi și o să mai caște ochii. Onor societatea. Poftim? E bună. Păi nici așa nu se poate. Grossman și Capcici să-i umfle gologanii lui taică-tu și noi să stăm să ne uităm. Bună, bună. Eu când îmi pun ceva în cap, nu mă las nici mort. Poftim? Da. Haide, trebuie să-mi aduc astăzi câinii cei mari pentru vânătoarea de lupi. Da. Trăiască telepatia și spiritism. E bună, nu? Aici sunteți? Aici, dar cum s-ar zice, nu pentru multă vreme. Plecăm? Mai stați puțin. Duceți-vă în bucătărie, vă așteaptă Semion. O să încerc și eu ceva. Da, ia spune, ce-a mai rămas de făcut cu hârtia? Dar apoi, cum să zic,
să pui boierul scălătura cu mâna lui. Asta-i tot? Așa. Să scrie numai așa, cum vor țăranii, ca să zic așa, așa vreau și eu, ca să zic așa. Asta e toată dar avere. Primește bani, îi scălești și Dumnezeu cu noi. Va să zic că numai să îi scălească. Ne, că da. Să vorbim drept, atâta numai și gata tărășirii. Bine, duceți-vă în bucătărie. Am să încerc și eu ceva. Nu cumva vrei să-l tragi pe sfoare? S-ar putea și asta. Păi, da, păi e bine. Fata doar vrea să ne ajute. Da. Bună fată, dacă scoți treaba asta basma curată, obștea se leagă să te ții, să te ții, să zicem, cât trăiești. Dacă așa. Da, și mai încape vorba. Trebuie să vă spun, de făgăduit nu vă făgăduiesc, dar să știți că încerc. Încercarea moarte n-are. Și cine cere nu pierde. Hotărât că așa e. Ei, hai, hai, luați-o pe jerdac încolo că vă așteaptă Semion. Dați-mi mie hârtia. Așa. Și așteptați în bucătărie. Fiodor Ivanici. Da. Am o taină cu dumneata. O taină? Da. Dar mai înainte, spune-mi, rogu-te, de ce nu fi scălit boierul hârtia oamenilor? E, n-ai văzut? S-a închis în odaie și a întrebat spiritele. Și spiritele au spus, se vede, să nu semneze. Așa. Drept care, dacă duhurile i-ar spune să îi scălească, ar îi scăli. Tu ce crezi? Asta așa-i. Nu pleca, Fedor Ivanici. Nu era asta taină? Nici vorbă, Fedor Ivanici. Te-am întrebat doar așa. Atunci spune. Hai, trebuie să așez mesele de joc. Acum încep să vină musafirii. Fedor Ivanici, tare te-aș mai ruga ceva. Și ce anume? Mi-ai fost ca un al doilea părinte. Vreau să-mi deschid inima în fața dumitale. E, nu mă lua cu momeli. Spune de-a dreptul. Atunci spun de-a dreptul. Semion vrea să mă ia de nevastă. Așa. De ce să mă ascund? Sunt o biată orfană. Știi și dumneata cum sunt neravurile aici la oraș. Tot se leagă de tine. Uite, Grigori nu-mi dă pace. Pe urmă, ălălalt, îl știi, mata. E, da. Parcă n-aș avea suflet și aș fi ursită doar să-și facă de joacă cu mine. Bravo ție. Ești fată cu minte. Și mai departe? Semion vrea să-i spie lui taicăsu de mine. Fiodor Ivanici, mă rog, matale, să-mi fii ca un tată. Vorbește cu bătrânului Semion și spune-i... Zi mai curând că m-ai ales nașă, așa e? Fiodor Ivanici, drăguțule, ține-mi loc de tată. Cât o-i trăi, m-ai ruga pentru dumneata. E, fii liniștit. Dacă sfăgătuiesc, să știi că mă țin de cuvânt. Unde-i bătrânul? I-am trimis pe toți la bucătărie. Așa. Bine, am să-i caut. Și eu o să te socotesc al doilea tată. Îți mulțumesc, Fiodor Ivanici. Da, acum spune-mi, unde-i boierul? În odaia lui. A, ce, ai și cu el o taină? Nu. Cu el am altele. Rămâi cu bine, Fiodor Ivanici. Cine e? Eu sunt Tania, Leonid Fiodorovici. Intră. Ce vrei, fetiță? Vă cer iertare dacă poate vă turbur, Leonid Fiodorovici, dar am cu dumneavoastră o taină. O taină? Cu mine? Cu dumneavoastră, Leonid Fiodorovici. Și vă rog să mă ascultați. Spune. Leonid Fiodorovici, știți că eu în casa dumneavoastră am crescut. E, da. Mi-ați fost ca un al doilea tată. Și uite, îmi deschid sufletul ca înaintea unui părinte. Semion, care slujește la dumneavoastră, vrea să mă ia de nevastă. Și? Sunt orfană și n-am cui cere un sfat.
mă spovedesc înaintea dumneavoastră ca înaintea lui Dumnezeu. La urmă, de ce nu te-ai măritat cu el? S-a gata fi băiat bun. A, de bun e bun? Asta așa-i? Da, mă tem de un lucru. Și de asta vă rog să mă ajutați. Mă tem să n-aibă, cum să zic, vreun cusur. Bea cumva? Ferita sfântul. Eu socot mai degrabă cu fia aia. D-aia, cum le zice? E? Cu spiriticismul. Cu spiritismul? Întocmai. Cu spiriticismul. Păi, știi tu ce e asta? Drept e, să mă pricep prea bine n-am de unde, că sunt fără carte. Dar tot înțeleg eu câte ceva. Uite, cu Semion nu ia bine. Câteodată îi se întâmplă... Ce îi se întâmplă? Îl apucă la cum îi zice, spiriticismul. Cum începe Semion de ca omul să moțăie după masă, îndată prinde masa a se bățâi. A se bățâi. Și a bate, ia ca așa. Toc, toc, toc. Foarte interesant. Spune mai departe. Altă dată, când se se fi întâmplat oare... A, da, miercuri. Ne așezăm să mâncăm. Semion nici n-apucă să se așeze și țâști îi sare lingura din mână. Cum? I-a sărit lingura din mână? Foarte interesant. Și pe urmă a țipit, nu-i așa? Ce să zic? De asta nu mi-aduc bine aminte, dar cred că a țipit. E, și mai departe, mai departe? Asta e. Vreau să vă întreb. N-o fi la mijloc vreo meteahnă? Sau mai știu eu ce? Nu-i nicio meteahnă, din potrivă. Asta înseamnă că Semion e un medium. Și asta e foarte interesant. De altfel eu am bănuit înainte de a-mi spune tu. Asta era va să zică. Și eu mă temeam ca o proastă. N-ai de ce te teme. De altfel bine ai făcut că mi-ai vorbit. Diseară domnul Capcici nu poate veni. E bine, o să-l încercăm pe flăcăul tău. Cum? Nu-ți fie frică. Puterea asta pe care o are Semion, o avem fiecare în noi. Numai că la unii e mai tare. Vă mulțumesc din suflet. Mi-ați luat o piatră de pe inimă. Văleu, tare m-am mai necăjit. N-are nicio grijă. O să fiu un bărbat bun. Teodor! Porunciți! Gheorghe sunt oraș. Pregătește tot pentru ședința de diseară. Precum știți însă, domnul Capcici nu poate veni. Nu-i nimic. Dă-mi paltonul. Ținem o ședință de probă cu un medium nou. Vino cu mine, Teodor. A crescut! Uite-l că a crescut! Zău a crezut! Mare minune! Hai că și trebșoara asta numai nu s-ar păstârci Semion! După amiază, în bucătăria personalului de serviciu, cei trei mujici stau la masă și beau ceai. Sunt asudați la față și și-au scos caftanele. Pe cuptor stă culcat un bătrân. E fostul bucătar al boierilor, căruia Lucheria, bucătăreasa, îi dă voie din când în când să se încălzească pe cuptor. Fața lui, galbenă și pletele încălcite, se întrezăresc în penumbră. Picioarele spânzură pe marginea cuptorului. Pantalonii sunt ferfeniță și încălțat doar în obiele. Fiodor Ivanici, majordomul, fumează stând în picioare la celălalt capăt al mesei, față în față cu mujicii. Hey, eu te sfătui să-l lași pe Semion să facă după inima lui. Dacă fata e dragă și el drag fetii, Dumnezeu cu ei. Fata e bună, cinstită, isteață. Bine, dacă vrea băiatul cu tot din adesul. Numai că fata mi se pare cam spilcuită.
Nici nu o să vrea să intri în izba noastră. E, dar nu te potrivi, frățioare. Așa e trebuința la oraș. Eu m-aș gândi mai degrabă la firea ei. Ori are suflet bun. E ascultătoare și smerită față de bătrâni. Fii, am să mi-o fac noră. De vreme ce băiatul ține morții soia. Nu-i pacoste mai mare decât să duci casă cu una care nu ți-e dragă. Mă-i sfătui cu baba mea și, de-a vrea Dumnezeu, însoară-se. Eh, bate-n palma? S-o cot, s-o bate. A dat norocul peste tine, Zahar. Ai venit să cumperi pământ și când colo te-ai ales cu mândrețe de nor. Eu vă înțeleg foarte bine. Aflați că și eu mă gândesc să cumpăr undeva un petic de pământ. Mi-aș ridica o căsuță și mi-aș vedea de ogor. Mai știi? Poate că mă așez și eu prin locurile voastre. Bine te-ai socotit. Dacă vin la voi în sat, mă primiți în obște? Da, de ce nu te-am primit? Dacă le dai vodcă bătrânilor satului, te primesc fără să crăclească. Poți deschide o cârciumă sau un han și ai să duci o viață de n-are să-ți mai vie să mori. Da. Domnești, nu altceva. E, asta voi mai vedea eu. E, tare aș vrea să trăiesc liniștit la bătrânețe. Acum, cu tărășenia noastră. Așa. Tania ne-a spus că o să încerce și ea ceva pe lângă boier. Da. Dar, cum s-ar zice, ce o să poată ea? Noi pe dumneata te-am rugat. Da. Dacă ai vrea... Ce putere am eu, frățioare? De, zicem și noi așa, poate ai face ceva pentru noi. Tare puțin tel pământ avem. Să vedem ce ispravă face Tania. Tare isteață, fata. Și zeu, fie-ți milă de noi, tătucule. Tare puțin tel pământ avem. N-ai unde da drumul la o găină, dar mi-te la o vită. E, dacă ar fi după mine... Da, cu Tania va să zic că ne-am înțeles. Da. Înseamnă că ne încuscrim. Da, apoi, dacă am spus odată, eu nu-mi iau cuvântul înapoi. Chiar de nu l-am udat. Numai s-o scoatem la capăt cu pământul. Ascultați, ce? Boierul și hălachelul care cheamă spiritul și l-a chemat pe Simeon să-l pună pe el să meșterească în locul lui Capcici. Dar de mi-ai scornit-o și pe asta? Păi uite-o, o să o întrebați pe Tania. E, mare comedie. E, deocamdată rămâneți cu bine, fraților. Du-te cu Dumnezeu. Du-te cu Dumnezeu. Chip ești bărbat. Parcă ar fi general. Capi o vorbă. Dacă trăiește bine, diavol, fură de stinge. Hă? Cine-i ăla de vorbește de pe cuptor? E ca un om. Văd că nu-i o veveniță, dar cine e? A fost bucătar la boierul nostru. Acum vine pe aici din când în când. Aha, care v-a zis că a fost mai mare peste bucătărie. Aici stă? Nu, nu-i dau boierii voie. Când are câteva copii, doarme la azilul de noapte. Aha. Dar după ce a băut tot ce a avut, vine aici. Cum așa? Păi, dacă a scăpătat, dar ce om era. Boier, nu altceva. Avea ceas de aur la brâu și 40 de rubli de simbrie pe lună. Acum de mult ar fi fost mort, de nu ne se făcea milă de el. Ia ca ce face băutura din nou. Asta ai știut? Când omul e tare, e tare ca piatra. Ia când se moaie, se moaie mai rău ca ceara. Luceria! Luceria!
dă-mi un păhărel. Ce te-ai dat jos? Vezi că-ți dau un păhărel să... E, tu n-ai frică de Dumnezeu. Aoleu, mor, fraților, dați-mi un pitac. Ei, fugi, fugi, urcă-te înapoi pe cuptor, hai. Măi, femeie, dă măcar o jumătate de păhărel. Fă-ți pomană. Na, uite ceai dacă vrei. Ce să fac cu ceaiul? Ceaiul e apă, n-are rost să-l bei. Ascult, dă măcar o înghițitură. Zău, Lucheria, o înghițitură și gata. Bietul om, uite la el cum se căinează. Hai, dă-i. Ține, dar să știi că mai mult nu-ți dau. Lucheria, bre, femeie, eu am băut păhărelul. L-am băut, da? Tu pricepi că... Stacă-ți gura! Hai, suie-te pe cuptor și să nu te mai aud. Dacă dă peste tine vreunul din boieri, ne zboară pe amândoi. Ce înseamnă să fii omul slab? Asta e drept. Mai încape vorbă. Uite ce voiam să te întreb. Da. Este aici la voi o slujnică. O fată de pe meleagurile noastre. Fata Axinie. Ce fel e? Cum se poartă? E cinstită? N-am ce zici. Bună fată. Da, eu, moșule, știu cum merg lucrurile la oraș. Vrei să o dai pe Tania după feciorto? Dă-o cât mai degrabă. Altfel se prăpădește aici la oraș. Eu știu ce spun. Spitalul o mănâncă. Of, Doamne, of. Nevolnici mai sunt oamenii. Nevolnici unii, răi alții. Răi! Zi-mi mai bine, dragi! Nu suflete de creștini. M-am prăjit 30 de ani la cuptorul ăsta și acum, dacă nu mai au nevoie de mine, crăp ca un câine. Cui să-i fie milă? Care v-a zis că geau, mâncau, te lăudau, dar când a fost să te alungi, te-au alungat. Oh, Doamne! Ce știți voi? Știți voi? Ce e aia sotea la bomun și sufleuri? Câte mai știam să fac. Și împăratul putea mânca ce găteam eu. Acu, gata, du-te bucătarele și mor pe lângă gardul. Dar nici eu nu mă las. Nu mă las până la judecata de-apoi. Iar începi, hai, urcă-te la loc pe cuptor și lasă. E că am tăcut. Unde-i Tania? Cucoana e foc, lui Fifi e foame. Tania nu e. Mă rog, numai să nu iasă vreun bucluc. Cui s-a făcut foame? Lui Fifi. Cățelușa cu coane. I s-a făcut de stat la masă. Ia dați ceștele, să vă mai pun ceai. Cum? Cățelușa? Cățelușa stă la masă? Cum de nu? Îi gătesc o pârjoală anume. Doamne ferește să fie gras. Iar Tania îi spală rufele. Asta e snoabă, cum s-ar zice. Urei chiar de adevărat. Apoi cum crezi? Când bat eu joc de dumneavoastră? Of, oameni buni, viața pare bună aici, dar dacă ați ști cum dăm pe brânci, te vedea dumneata Moș Mitri balurile lor, știu cât e minuna. Dar acolo ce mai fac? Mănâncă? Ha, ce mâncare! Acolo să te crucești, nu alt.
Pe mine m-a luat odată Fyodor Ivanić să privesc. Când mă uit, ce să văz? Sumedenie de cucoane despuiate toate până la brâu. Tu! Scârnăvie! Of, Doamne, of! Ca să zic așa, se încălziseră poate și ele. Fraților, toate despuiate. Mă credeți? Până și ale bătrâni. Of, Doamne, of, Doamne! Poftă bună la ceai! Poftim cu noi! Ia stai jos! Mulțumim! Mulțumim dumneavoastră! Unde ai fost? Sus, la boier. Ce ai făcut acolo? Da, dracu să-i priceapă. Au încercat o putere din mine. Dar nu pricep, să mă tai. Tania mi-a spus, tu fă tot ce ți-or cere, că am eu grijă. Și tu, tu ce ai făcut? Avea nimica. M-au așezat pe un scaun și au stins lumina și mi-au poruncit să dorm. Hai, eu am închis ochii și Tania s-a ascuns sub canapea. Dar ce a făcut, nu știu, că pe întuneric era cât pe ce s-a dorm de-a binele. Și apoi? Apoi mi-au spus că de seară să urc la ei, cor, să-mi spui ei ce am de făcut. Senior, dă fuga la sfițerie și ia prafurile astea pentru cucoană. Da, boierul mi-a spus să nu plec nicăieri. Las că ai tot timpul. Bazaconia aia începe abia după ce ai. Bine, mă duc. Ia, păi, rămâneți cu bine. Mergi sănătos. Lucherio. Da. Vă să zic că iar se lăfuie mujice aici. Bine? De-o afla cu coana e vai de tine. Adevărat că a pregăie cu coana. Ce s-a mai oțărât azi dimineață? Ce să spun? Parcă e baba mea. Că și ea tare zorli. Ar fi în stare să mă croiască și cu vătraiu. Oh, Doamne, oh. Hei, mamă, Luchiriu, unde-i prăjala lui Fifi? Uite, o prăjesc acum. Așa. Ce faceți, oameni buni? Dumneata nu mai e aici, e Fima Antonovici. Hai să-ți mai torn. Și dumitale, Mitri Vlasevici. Toarne-mi. Ei, e, fetițo, cum stăm cu socoteala noastră? O să meargă, n-aveți grijă. Simeon zicea. Ce zicea? E, parcă e chip să înțeleagă cineva. Nu vă pot spune acum ce și cum. Dar o să fac tot ce s-o putea. Uite, hârtia dumneavoastră e la mine. Vezi că nu o pierde, că ne-a costat destui bani. Fiți pe pace. Fă-ne tu să ne iază cumpărătura și te-o mărita noi. Vin și eu să-ți joc la nuntă. N-am jucat în viața mea, dar la nuntă ta o să joc. Atunci să știi că îi zbutesc. Doar atâta mă întreb. Dacă ai fi bună să muncești la câmp. Parcă ai fi Semion Zahar Trifonović. Dar ce crezi că smoluie? De-ați vedea cum o strâng pe cucoană? Cum o strângi? În brațe? Aș! Într-un fel de polcuță întinsă pe oase de pește devine până la gât. O strâng cu niște șireturi. Când trag la ea, parcă aș strânge jugul. Ele, îi strângi, cum s-ar zice, e Kinga? Tocmai. Dar de ce rogul te o strângi? I-a dat popa, nici că ai vaca în mani? Aș, de frumusețe. Îi strige ca să zic așa burta să nu-i sară afară. Tocmai. Eu îmi julesc palmele strângând și tot îi se pare că nu-i destul. Nu e pârjoala, Tania, ce-i de cât? Aoleu, m-am întrecut cu vorba și Fifi o să mă părască cu coanii. Năstrușnică fată și o gobeață. Și curățică? De, nimic de zis. Da. Ce să spun? N-am mai fost o gustare, ci un adevărat dejun. Vinul de la Rulieva, grozave, popi. Și șunca a fost minunată. Și... Iar muzicește, nu? Stați jos, nu mai deplasați aerul. E bună, povim. Grozavă, numai că noi am venit aici ca să ascundem lingurița pe care trebuie să o găsească Grossman. Știu, lingurița pe care... Da, o clipă. Lucheria, da. Unde sunt câinii mei? În odaia vizitii. La vizitii, bine. Mai stăm mult, frate?
Ne așteaptă toată lumea să înceapă experiența. Ai spus ceva? Ah, da, da, să ascundem. Da, unde? Uite, eu zic să băgăm lingurița în buzunarul mujicului ăsta. Poftim? E bună! Ce zor ai cu buzunarul meu? Dacă eu un buzunar, ți-am bani. Atunci unde ți-e traista? Dar cu traista mea ce zor ai? Lasă, omule, nu te teme, că e doar domnișorul nostru. Știi de ce s-a speriat așa? Să-ți spun eu. Are o groază de bani la el. Așa e? Poftim? Da, înțeleg. Atunci ține-i de vorbă. Iar eu să-i bag lingurița în traistă pe furiș. E bun, e bun. Ei, fraților, cumpărați pământul? Noi am vrut. Atunci nu vă mai topniți. V-am explicat de ce trebuință vă e pământul, nu? Aflați de la mine. La țară fără pământ, nici nu se poate. Și dacă nu vreți să puneți izmă, puneți tutun. Da, drepte. Putem pune orice. De asta, da, domnișoarele, roagă-l pe taică-tu, că tare puțin til pământ avem. Ca să spun așa, n-avem unde da drumul la o găină. Gata, s-a făcut. Haide-mă. Dă-mi-te la o vite. Așa că... Așa că, după cum v-am spus, nu vă mai lăsați greu. Poftim? Da. Haide-mi, Sergei Ivanici. Cum spuneam? Șunca e minunată. Nu numai șunca, nu. Totul a fost minunat. Poftim? Uf, Doamne, uf. Am spus eu să mergem la o gazdă. Dădeam câte 10 copeci de căciulă, dar măcar eram liniștiți. Ascultă, fată, unde am putea pune și noi capul jos? Dapoi, unul pe cuptor, îi lalți pe laviță. Ei, atunci... Mulțumim cu plecăciune. Doamne, Dumnezeu, Doamne, ajută-ne, Doamne, mântuiește-ne, Hristoase, ajută-ne. Stinge lumina. Ei, dar păi cum s-o sting? Nu-i vezi că nu se mai potolesc? Mereu cer, ba una, ba alta. Dar o să fac lampa mai mică. De-ar da numai bunul Dumnezeu să o scoatem la căpătâi. Mâine după amiază mi-am suit pe tren și marți am fi acasă. Auzi, vorbă-și, unde ți-e buzunarul? Ce-o fi însemnând asta? Ha? Se vede că era băut. Cică să punem izbă. Păi, să punem, dar să fie să are el, să-l vedem mai cereism. Ajută-mi, Apoi, cu ce siguranță calcă, deși cu ochii legate. Și cu gene săracu. Cibri într-o stare de încordare colosală. Nu vă dați seama ce consum de energie se produce în organismul lui. După experiență, să nu uităm să-i luăm lui Grossman pulsul și temperatura. O să facem constatări interesante. E terribil. Aproape că mi-e frică. Ei, Vasilii, nu-l duce tu de mână? Ești nebună? De unde vezi că-l duc? Adevărul e că în aceste împrejurări, mediul, recepționând gândul cu claritate, ajunge ca în mod reflex să-l conducă, de fapt, el pe celălalt. Olea, asta ce-o mai fi, Iisuse Hristoase? O fi vreo slujbă? Taci, Mitri! Eu cunosc experiența asta. Am făcut-o chiar eu. Da? Simțeam deodată un fluid și cum îl simțeam? Vă rog, păstrați liniști. Voiam doar să vă spun, când dată ce slăbeam atenția, încetam să... Pot să vă anunț că e pe drumul cel bun. Poftim? Aici, aici,
încă e aici. Simți fluidul? Victorie! Doamnelor și domnilor, obiectul era o linguriță și era ascuns în traista asta. Ce zici, Petris, ce grozav transmițător de gânduri mai sunt? Și n-am luat decât 100 de ruble, poftim, e bună. Dați un scaun domnului Grossman. Apă. Mă rog, un pahar cu apă. Da, da. Cum merge? Ți-ai mai revenit? Dumneata Serghei Ivanovici, ai simțit fluidul? Nu l-am simțit, dar trebuie să mărturisesc că a fost minunat. A reușit perfect. Ei, cred că acum putem să ne întoarcem în salon. Trebuie mai întâi să-i luăm pulsul și temperatura lui Grossman. Starea hipnotică intensifică activitatea inimii. De asemenea, dacă admitem legea echivalenților după Libou... Abia acum ai văd! Dar ce s-a întâmplat? Mușicii! Microbii! Nu vă apropiați! Lucheria! Da? Cine ne-a dat drumul aici? Am crezut că știu! Să nu crezi nimic! Am dezinfectat sus toată casa și acum, poftim, ne-au contaminat tot! Bucătăria, pâinea, laptele au umplut lumea de microbi! Draga mea! Nimic! Am poruncit să nu-i văd în casa mea! Uite de la fețele lor! Sunt cu siguranță bolnav de anghină difterică. Înapoi! Nu vă atingeți de ei! Să plece numai decât! E grozitor! Nimeni nu mă ascultă! Tot să-mi facă ciudă! Tot! Iar m-au apucat durerile! Doctore! Piotr Petrovici! Poftim! Poftim, niciodată nu e aici. Liniștește-te, draga mea, liniștește. Să-mi taci! Ești tată de familie și nu ți este îngăduit. E sine de tine. De aici ajungem și la poliție? Vă spun eu, hai la o gardă. Ce ne facem acum? De, nici eu nu mai știu. Estimații dracului! Asta de bine ce o duc! Ia mai taci odată! Si pot da prostii că nu te-a văzut și pe tine! Ce-a fost aici? Ia, ce să fie? A dat cu coala cu ochii de noi și iar a apucat-o Robi. Care Robi? Ei, care zice că i-a venit pe noi. Ah, microbi! Oh. Așa, ce-o fi asta, Iisus Hristos? Zice că sunt un fel de gâze mici de nu se văd cu ochii. Păi dacă nu se văd, de unde știi că sunt pe mine? Poate că sunt mai multe pe ea. Drepte. Haide, o să mergeți la portar și o să așteptați acolo. Și cum stăm cu socoteala noastră, cu iscălitura? Așa. Mai e vreo nădejde? Aflați într-un ceas. Fetițo, crezi că ai să-l poți îmbrobodi? Asta, cum o vrea cel de sus. În saloanele boierilor, viața curge mai departe netulburată. Cucoana Ana Pavlovna s-a așezat la joc de cărți să-și potolească de bună seamă nervii, iar în salonașul experiențelor spiritiste, Leonid Feodorovici se pregătește de ședință. Atunci, dumneata, ce spui, profesore? Încercăm o ședință cu noul nostru medium? Mă încap îndoială? După încercarea de azi, flăcăul se dovedește a fi un medium foarte puternic. Atunci să trimit după Semion și să poftești pe ceilalți la ședință. Neapărat, neapărat. La Ana Pavlovna s-au așezat la cărți. Eu am rămas pe din afară. De altfel, spiritismul a început să mă intereseze. Eh, ce se aude? O să fie ședință? Sigur că o să fie. Cum, fără capcici? Închipuiește, Zahatov, că în urma convorbirii noastre de azi de dimineață, ți-amintești? Eh. Am și găsit răspunsul la întrebarea dumitale. Răspuns viu. Un tânăr mușic
cu o putere mediumică excepțională. Adevărat? Și unde e? Chiar în casă la noi. E Simion ajutorul de sufragiu. Am făcut o scurtă experiență pregătitoare și m-am convins că e un subiect excelent. E, adevărat? De altfel, slujile noastre de mult au băgat de seamă că atunci când flăcăul se așează la ceai, lingurița îi sare singură de mână. Cum? Dumneata, ce zici, profesore? Ai mai auzit așa ceva? Mărturisesc că nu, dar tocmai asta face valoarea fenomenului. Am să fac o comunicare Academiei de Științe Oculte. Chiar să nu uit să notez. Vin la dumneavoastră că voi, Ana Pavlovna. Mă primiți? Poftiți, vă rog. Ana Pavlovna l-a poftit pe Grossman la ceai. Vai, ce obosit e! Abia poate ține ceașca în mână. Profesore, ai observat adinea oricând s-a apropiat de loc unde era ascuns obiectul? Ce palid era! Eu am observat imediat și am fost prima care i-am atras atenția Ana Pavlovna. Nu e nimic de mirare! Avem de-a face cu o mare cheltuire de energie vitală. Grigore, spune lui Feodor să pregătească cele trebuincioase pentru ședință și cheamă-l aici pe Simion. Simion, ajutor de sufragiu. Ai înțeles? Înțeles. O cheltuire de energie vitală. Legea conservării energiei însă... Da. Îmi dai voie? Vreau să spun că îmi pare bine că un mujic de rând poate să servească drept medium. Asta este minunat. Am susținut întotdeauna că slavă... Bine, să trecem deocamdată în salon. Nu mai dă o vorbe și am sprăvit. Au dreptate, slavă fiind. Dar eu, cu toate astea, am spus totdeauna bărbatului meu, nu trebuie mers prea departe. Nu pot să susții că în popor toate sunt bune. Am văzut eu cu ochii mei. În salonul de spiritism, Tania s-a întâlnit cu Feodor Ivanici. Feodor Ivanici, pe dumneata te căutam. Dar ce vrei cu mine? Ce-ai făcut, tătucule, cu treaba de care te rugasem? Te-am și logodit. Am bătut palma, numai că n-am băut de cumetrie. Eu! Trebuie să spui! Dacă vrei să mă crezi. Bătrânul a spus că mai rămâne să se sfătuiască cu baba așa lui și după aia Dumnezeu cu voi. Chiar așa a spus! Eu! Ferice de mine, Feodor Ivanici, toată viața să mă rog pentru dumneata. Bine. Acum aș pleca, m-aș duce în sala nănașa mea și aș începe și eu să mă pregătesc. Și după paște am face nunta. E, acum potolește-te, hai. Trebuie să fac rânduială pentru ședință. E, să-ți ajut și eu. Spune ce să fac. Uite, mutăm masa în mijlocul odăi. Așa. Pe urmă, așez scaunele. Așa. Aduci chitara. Armonica. De lampă nu-i nevoie, aprindem lumână. Așa. E bine așa? Aici chitara. Așa. Și aici călimara. Ei, dar văd că știi rosturile. A, da, am trecut odată prin odaie când se pregăteau. Da, spune-mi, tătucule, crezi că or să-l cheme și pe Simion? Da, păi așa cred. Ia ascultă, Simion o fi curat pe mâini? Habar n-am. Uite ce e. Da, Feodor Ivanici. Du-te de-aia periuță de unghii și săpun. Poți lua săpunul meu. Da. Taie unghiile și spală-l pe mâini bine de tot. De spălat și le spală el și singur. Atunci du-te și spune-i tu. Da. Și mai spune-i să se primenească din cap până în picioare. Bine, Feodor Ivanici. Spiritism. Cum e cu putință ca sufletele morților să vorbească ori să cânte la chitar? Una din două. Ori se lasă prostiți de alții, ori se prostesc singuri. Mare grădina lui Dumnezeu.
placă bine unghiile. De cu săpun. Bine, frate, bine, am priceput. Mai bine spune, de unde știi tu meșterelele astea cu duhurile? Într-o zi când chemau boierii Spiridușii, m-am ascuns în odaie, așa de joacă. Să văd și eu. Da. Și am văzut. Domnul Capcici se făcea că doarme. Și Vasile Leonidici, domnișorul nostru, stă băgat după perdea și făcea de acolo un fel de fel. Să creadă boierii că au venit așa, morții așa. Să stea cu ei la taglale. Domnișorul, el meșterește. Dar de ce? Am să-ți spun. Domnul Capcici de fiecare dată pleacă cu buzunarul plin de ruble. Îi le dă boierul, chipurile pe ce a muncit. Așa. Și domnișorul îi ia jumătate, care nevoie pentru javre. Așa, așa. Ei, acum știi. Dar hai, grăbește-te și bagă de seamă. Eu am să mă ascund după perdea. Tu, când s-or stinge lumânările, să-ți prinzi chibriturile astea printre degete, cum ai făcut și după prânz. Și mai pe urmă, ții minte ce ți-am spus? Păi, întâi și întâi să aud chibriturile ca să se aprinzi. Așa. Și să vânturi brațele. Asta e una la mână. Ei, pe urmă să clănță-mi din dinți, uite așa. Așa. Asta e două la mână. A treia la mână... Na, a treia la mână am uitat-o. Oh, dar păi cel mai de seamă lucru e tocmai al treilea. Vezi să-ți intre în cap. Eu am să arunc hârtia de cumpărare a pământului pe masă. Da. Și o să încep a suna din clopoțel. Bine. Tu atunci te repezi la ăl de lângă tine care-ți vine la îndemână și strânge-l. S-o strânge? De-i boier, de-i cucoană, tu nu te uita. Strânge și nu da drum. Fă-te că visezi. Scrâșnește din dinți și mârâie. Uite așa. Așa, așa. Iar când o începe să suni din chitară, da? Fă-te că te trezești. Te întinzi, uite așa. Și te trezești. Ai să ții minte? Păi de ținut minte am să țiu. Numai să nu-mi vie a râde. Aoleu, să nu râzi. Și bagă de seamă. Când or stinge lumina, să n-adorm de-a bine. Am să mă trag de urechi. Vezi, seamcica, drăguțule. Fă tot ce ți-am spus. Și nu te teme. Ai să vezi că îi scălește hârtia. Bine. Haide. Haide. Când spiritiștii s-au adunat în salon, l-au găsit pe Simion așteptând cu minte lângă ușă. Poftiți, poftiți, vă rog, poftiți, necredincioșilor! Cu toate că mediumul este nou și am găsit întâmplători, mă așteptați la manifestări foarte interesante. Vino, Simion! Mesele trebuie! Coanele de obicei nu împărtășesc credințele soților. Dumneavoastră, Ana Pavlovna, nu admite spiritismul? Hotărât? Nu. Și la urma urmei, cu Capcici e altceva, dar cu slugoiul ăsta, Dumnezeu știe ce o să iasă. Ei, atunci cine rămâne? Profesorul? Doctorul? Și eu, și eu. Și eu. Doctore, e adevărat că rămâi și dumneata? Da, vreau să iau parte măcar la o ședință. Să văd ce găsește Alexei Vladimirovici, așa de interesant, să nici vrea dovezi, nu se poate. Atunci eu o să plec. Ce fac, le iau de seară? De ce să luați? Ah, prafurile, da, vă rog să le luați, da, luați-le. Așadar, mesiozele, dam, când isprăviți, vă rog veniți pe la mine să vă refaceți de emoții și să isprăvim joc. Venim neapărat. Da, venim. Atunci, luați loc, vă rog. Stai jos, Simion. Că stau. Așează-te bine. Așează-te ca lumea, nu pe marginea scaunului. Domnilor, avem printre noi un neinițiat, pe prietenul nostru, doctorul.
Cred că înainte de ședință câteva cuvinte explicative ar fi foarte nimerite. Dați-mi voie, îl lămuresc eu în câteva cuvinte. Iartă-mă, Maria Vasilievna, dar cred că ar fi mai nimerit profesor Kluglestov în calitatea lui de membru corespondent al Academiei de Științe Oculte. Vai de mine, dacă vor toți, mă rog, nu mă dau în lături. Domnilor, bineînțeles că explicațiile mele vor fi inevitabil superficiale și sumare. Da, cât mai sumare. Tocmai. Domnilor, fenomenul care se petrece în condițiile hipnozei mediumice și duce la comunicarea cu lumea spiritelor se supune unor legi veșnice și determinante a tot ceea ce strânta noastră rațiune nu poate pătrunde. Noi susținem că materia e constituită din molecule, iar moleculele din atomi. Dar atomii, neavând dimensiuni, nu pot fi considerați ca o cantitate materială, ci se confundă cu punctele de sprijin ale energiei psihice, care, transformată în energie mediumică, este de fapt sursa presimțirilor, prevestirilor, vedenilor și ale aparițiilor, care la rândul lor sunt constituite din ectoplasmă. Această imponderabilă și subtilă manifestare psihică, după cum spune și Crutz și Wallace, și după cum am onoarea să o repet și eu, și care este determinanta principală a fluidului eterului spiritual, care nu este altceva, după cum spune și Libo, decât vibrația imperceptibilă a sufletelor celor vii, ale celor morți și ale celor care încă nu s-au născut. Dragi! Dar ce nu pricepi, doctore? E simplu ca bună ziua. Vă mulțumesc, mi-ai spus de mult, profesore. Mă rog. Atunci putem începe. Adică, mă iertați numai un minut. Vreau să completez ceva. Comunicarea noastră cu spiritele celor dispăruți este certă. De fiecare dată, spiritul care se prezintă spune deschis cine e, de ce a venit și cum se simte. La ultima noastră ședință a venit Don Castillos, un spaniol care ne-a spus că suferă de chinuri groasnice, fiindcă a făcut parte din tribunalul Inchiziției. Mai mult încă, ne-a comunicat că în timp ce ne vorbea, urma să se reîncarneze pe pământ. De aceea, nici n-a putut termina convorbirea. Ce spui de asta, doctore? Sunt nerăbdător să începem. Aș vrea numai să adaug ceva. Sora mea... E târziu. Își bea tocmai ceaiul. Când deodată... Te rog, Maria Vasilievna. Să începem. Leonid Feodorovici, te-aș ruga să adorm mediumul. Cum doriți să-l adorm? După procedeul lui Breda, simbolul egiptean, sau procedeul lui Charcot? Breda. Indiferent. Atunci, procedeul lui Breda. Semion, uite-te în ochii mei și nu te gândi la nimic. Așa. Nemaipomenit, un medium colosal de sensibil, foarte, foarte interesant. Să stingem lumânările. De ce nevoie de întuneric? Fiindcă întunericul e una din condițiile care favorizează manifestarea energiei mediumice, după cum o anumită temperatură e una din condițiile în care se manifestă energia chimică sau dinamică. Stinge Leonid Feodorovici. Domnilor, atenție! Lumină! Vedeți lumină? Lumină! Da, văd!
unde-i? Unde-i lumina? Vai, n-am văzut-o. Ah, uite-o. Vai. El este. Care e? Nicolae Bizantino. E lumina lui. Nu-i așa, Alexei Vladimirovici? Dar ce-i cu Nicolae Bizantino? Călugări de la Constantinopol, de pe vremea împăratului Constantin cel Mare, și care de la o vreme ne cercetează foarte des. Unde-i? Unde-i? Nu-l văd. Nu poate fi încă văzut. Alexei Vladimirovici, călugărul s-a arătat totdeauna deosebit de binevoitor față de dumneata. Întreabă-l. Nicolae, tu ești? De unde știi? Fiindcă a bătut de două ori. Dacă bătea numai o singură dată, însemna că nu e nimeni. Nu înțeleg. Dacă nu era nimeni, cine bătea? Maria Vasilievna nu s-a exprimat bine. A vrut să spuie dacă era alt spirit, bătea o singură dată, adică nu. Tocmai. Ori a bătut de două ori, adică da, da. Aș vrea să spun că într-o zi... Serios, Maria Vasilievna, concentrați-vă, concentrați-vă adânc. Ați auzit? Nu vă speriați, a fost scaunul meu. Ți s-a părut, doctore? Scaunul lui. Ești atât de necredincios, te rog să părăsești ședința, loc. Am tăcut. Spirite, binevoiește să-mi răspunzi. Cum se simte cumnata mea Elena Maximovna, care se află de un an în Crimea? Oh, Dumnezeule de norocire! Dar cine? Se bolnavă! Cine? Cumnata mea, n-ați auzit bătăile astea puternice, neregulate? Ori Elena Maximovna e suferindă de inimă! Nu te alarma, Leonid Feodorovici! Răspunde, spirite! Dacă Elena Maximovna se va face bine în curând. Aș vrea să întreb și eu ceva pe spirit. Se poate? Întreabă, întreabă, Maria Vasilievna. Uite, pendula după șemineții cu tremură. O să cadă. Au! Materializare cu fenomene energetice. Extraordinar! Oh, mor de frică! Mor de frică! Da, e sublim! Vă rog, vă rog, vă rog! Alexei Vladimirovici, condu-te, rog, ședința, chestiunea devine serioasă de tot! Oh, tare mă bucur că am rămas! Mi s-a făcut inima cât un purice, dar mă bucur, fiindcă îi spunea mereu lui bărbatul meu... Auziți? Călugărul s-a reîncarnat în copil de țâță. Nu, nu, sunt convins că el e încă aici. Nicolae, mai ești aici? Nu mă strânge cineva decât... Chiar Semion! Extraordinar! Mediumul acționează el însuși. Asta nu s-a mai pomenit. Leonid Feodorovici, observă, te rog, tot ce se întâmplă. E peste putință. Mă strânge de mes ochii. A căzut ceva de masă. Vei, ce-a căzut? O hârtie, o hârtie împăturită. O cărnare? Un condei? Un fenomen cu desăvârșire nou. Mă sufoc. Scoate-ți cărimara și așezați condeiul pe hârtie. Spiritul va scrie singur. Păi, hârtie pe masă, condeiul alături. Nu scrie încă. Uite-te repede ce hârtie este. Probabil că lucrează ambele forțe. Spiritului și a mediumului și asta dă loc la perturbări. O clipă să mă duc la lumină. O, Iisuse Hristoase, simt că mor și înviu. Ne-ai mai pomenit. Hârtie, un act de vânzare făcut cu niște țărani pe care n-am vrut să-l semnez azi dimineață și pe care el cu siguranță că vrea să-l semnez. De bună seamă, dar întreabă-l mai întâi. Spirite,
Dorești să... Semnează! Semnează, Leonid Feodorovici! Spirite, uite, semnez. Au! M-a lovit ceva în cap! M-a lovit bizantinul! Mulțumesc, ție, Doamne! Astăzi e cea mai frumoasă zi din viața mea! Feodor, a fost o ședință nemaipomenită. Trebuie să dau pământul țăranilor așa cum vor ei. Nu mai spuneți. Oh, nici nu s-ar putea altfel. Uite, vezi, asta e hârtia pe care le-am înapoiat-o. A apărut pe masă și am iscălit-o. Unde sunt mujicii? Nu mai știu. Cucoana e agonit din bucătărie. Oh, nu mă privește! Caută-i! Găsește-i din pământ din iarbă verde și dă-i hârtia. Dar repede, repede, Feodor! Da. Tania! Fiocă! Tania! Drăguțule, am izbutit, ai văzut, am izbutit! Oh, Tania, să știi că tare greu m-am ținut să nu râd. Dar acum a trecut, Țiomca, a trecut și a ieșit așa cum am vrut noi. De, Tania, drept e că mi-a trecut și pofta de râs. Cum adică? Uite, eu de la boier. Mi-am luat inima în dinți și i-am spus că vreau să plec acasă. Ei și? Nici gând să-mi dea drum. A spus că nu știu ce putere am și că de acum înainte rămân la Spiriduș. Asta e acum. Ce tot spui, omul? Ia că acum ai auzit. Și ne lăsăm așa? Da, spune și tu, Tania. Hârtiile noastre la el, simbria pe atâta vreme la fel. Și atunci? Ia, uite, mă strigă. Aici sunt! Doamne, Dumnezeule, pe ce am vrut eu și ce a ieșit? Ah. Aici era găinușă. Dar ce, ți-au unecat niscaiva corăbii? Ce-ți pasă, dumitale? Ia cam pasă. Ia spune, ori nu ți-a ieșit vreun spiriduș la vreme, a? Ce vrei să spui? Nimica. Spiriduș? Dracu să te ia! Numai ea n-avea tu grijă. Vă să zic că l-ai îmbrobodit pe boier ca să-i scălească hârtia mujicilor, a? Bravo! Tu știi ce vorbești. Hai, nu te mai preface. Am văzut și am auzit tot, de sus de pe galerie. Te-am și văzut meșterind după perdea. Ai iscodit? Ai iscodit, neiscodit. Vorba e că te-am la mână, fetițo. Ori te dai pe brazdă, ori zbiu de hac. Poți să faci ce vrei, pe plac tot n-o să-ți fac. Vedea. Dă-mi drumul, dă-mi pace, lasă-mă. Grigore! Ce vrei, țărănoiule? De ce te legi de ea? Așa mi-e voia. Da? Atunci ține. Semion! Grigore, stai la un loc! Să te înveți minte! Ticălosule! Las că ți-arătă ție bătaie! E mernicule! Ce înseamnă asta? Unde mă aflați aici? La cărciumă! Un echip de trei din pricină, bădăranul ăsta! Ce s-a întâmplat? Uite, de când a stat la taifas cu boierii, Semion își face de cap și sare la bătaie! Cum așa? Ce-ai nebunit? De ce se leagă de fată? Spune odată, vreau să aud. N-o să vedeți, cucoană. S-a legat de Tania, fata din casă. Păi dacă ea nu-l vrea... Iar eu l-am dat așa puțin tel mai la o parte cu mâna. Dar ușurel așa. Dracu, de ușurel. Cât pace să mă rupă cu asta. Ia priviți, fracul nu l-a făcut ferferiță. Cum îndrăznești să sar la bătaie în casa mea? Ana Pavlovna, dați-mi voie. Semion și cu mine ne-am logodit. Grigori nu-mi dă pace și de-aia s-a supărat Semion. Nu-i deloc așa. Le e necaz la amândoi că le-am dibuit toată șmecheria. Care șmecherie? De la ședința de spiritism. Toate poznele le-a făcut Tatiana, nu Semion. Am văzut eu cum sta ascunsă după perdea. Ea bătea în perete, mie una, arunca cu lucrurile prin casă și tot ea a pocnit-o în cap cu chitara pe Maria Vasilievna. Da, da, da.
I-a adus hârtia și tot i-a aruncat-o pe masă ca să o iscălească boierul și să pui mușicii mâna pe pământ. Ai văzut-o chiar tu? Cu ochii mei. Întrebați-o. Întrebați-o să vedem dacă are obraz să tăgăduiască. Tatian, ce ai de spus? Nu știu ce să mai spun. Nu fugi! Ia poftim de rog încoace. Ți-am spus să nu vinzi pământul pe datorii. Și toți te-au sfătuit la fel. Iar dumneata te lași înșelat ca un prost. Cum adică? Nu înțeleg cu ce am fost înșelat. Să-ți fie rușine. Ai încăruncit și te lași păcălit și dus de nas ca un copil. Lui Vasile îi refuz un fleac de 300 de ruble ca să-și întărească situația în lumea mare și pe de altă parte te lași înșelat cu mii de ruble ca un nătâng ce ești. Anet, liniștește-te. Bună seara, la Pavlovna. Leonid Feodorovici, s-am adus raport de la cel de-al 13-lea congres al spiritiștilor de la Chicago. A rostit o cuvântare senzațională. Foarte interesant. Eu am să spun ceva, domnule profesor, ceva și mai interesant. Am aflat că atât dumneata cât și bărbatul meu ați fost trași pe sfoară amândoi de fata asta, o fată incultă de la țară. Toate fenomenele dumneavoastră sunt niște gogoși. Ea a meșterit totul. Cum asta? Uite așa. Ea a mieunat, a aruncat cu lucrurile prin casă, a bătut în perete și a bătut joc de voi. A recunoscut tot. Și ce dovedește asta? Ce dovedește? Că spiritismul dumneavoastră este scrânteală curată. Asta dovedește. Un moment. Chiar dacă fata asta ar fi vrut să ne înșele, înseamnă că spiritismul este o absurditate? Curioasă concluzie. S-ar putea să fi încercat să ne tragă pe sfoară și poate într-o măsură chiar să fi izbutit. Dar ceea ce a făptuit n-a fost decât o manifestare a energiei mediumice, căci cu siguranță ce a făcut această fată a provocat descărcări și mai mari de energie psihică mediumică. Perfect, iar o conferință. Sunteți nemaipomeniți. Și pe urmă, cum rămâne cu fenomenele luminoase? Cu fenomenele de materializare? Cu starea cataleptică a mediumului? Iată fapte precise. Trebuie să le pătrunzi ca să le poți discuta. Lucruri serioase, mult prea serioase. Sunteți nebun, delegat. Destul, Anet. Alexei Vladimirovici, haide la mine. Cât de departe suntem încă de Europa. Haide, Leonid, europeanule. Mai stai o clipă ca să afli ce-am hotărât. Fata asta desfrânată și hoață să plece imediat. La fel și bădăranul ăsta tânăr, ajutorul de sufragiu, care îndrăznește să sară la bătaie în casa mea. Semion? Pentru nimic în lume! Cum? Ce? Mă opun. Te opui zadarnic. Teodor le face imediat socoteala. Niciun ceas să nu mai stați în casa mea. Ați auzit? Am auzit! Dar ce-i cu ăștia? Sunt total nesimțiți, ori nu le pasă că-i dăm afară. Iertare milostivă, Cucoană! Nu ne arunca pe drumuri! În casa dumitale am crescut! Ne-ai ținut ca o mamă! Milostivește-te de lacrimile noastre! Ia uitați-vă și la bietul Semion! Cum mai plânge! Eu de ce? Plângi, Semion, că altfel nu ne mai dă afară! Ia uitați-vă cum mai plânge! Iertați-ne să rup mâna! Ai, Milana, Pavlovna! Așa, da, așa! Căinați-vă, ticăloșilor! Să vă usure, să țineți minte! Și acum ieși! Feodor! Banciți. Imediat să li se facă socoteala acestor doi! Plecăciune, luminăția voastră. Ca să zic așa, am venit să vă aducem bănișori. Ce? Mulțumim, boierule, că te-ai milostivit și ai scălit hârtia. Ce înseamnă asta? Că tare puțin tel pământ avem. Ca să zic așa, abia... Afară! Ieșiți afară! Ce înseamnă îndrăzneala asta? Nu o să mai scap niciodată de țărănoi ăștia. Teodor, dă-i afară, imediat! Cucoană, ca să zic așa,
Noi am venit să vă aducem bănișoara. Ieșiți afară, mușici cu troși. Ce mai așteptați? Vă primi banii pe care i-au adus? Banii? Banii primești? Dar pe ei dă-i afară. Nu vedeți, sunt putrese bolnav. Dumnezeule, am să nebunesc în casa asta. Doctorul! Doctorul, să vii Piotr Petrovici! Oameni buni, dați banii încoace. Poftim, tătucule. Sunt 4.000 în cap. Bine, bine. Plecați cu Dumnezeu. Să trăiești, luminația. De un singur lucru îmi pare rău, Alexei Vladimirovici, pe Semion. Era într-adevăr un medium excepțional. Credeam să mă întorc sănătos acasă. Păi uite-te la mine. Am topit pe picioare parcă aș fi zăcut de lingoare. Ei, da, măcar s-a terminat cu bine. Cum s-ar zice, am și nor și pământ. Mulțumiți-i Tanii, tătucă, dacă nu era ea. Așa e, ca să zic așa ce și-a pus în cap, aia a făcut. Ne-a făcut oameni. Altfel, ce s-a legea de noi, maică măiculiță? Că tare puțin tel pământ aveam. N-avea unde da drumul la o găină, da minte la o vită. Da. Ioane, că bine o să mai fie! Ați ascultat Roadele instrucțiunii, adaptare radiofonică după piesa lui Lev Tolstoi. Înregistrare realizată în studiourile noastre în anul 1953. Distribuția a fost următoarea. Leonid Feodorovici Zvezdințev, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Ana Pavlovna, soția lui, Lucia Sturza-Bulandra, artista poporului. Vasili Leonidici, fiul lor, Ion Lucian, artist emerit. Profesorul Alexei Vladimirovici, Nicolae Brancomir, artist emerit. Sergei Ivaneci Sahatov, Valeriu Valentineanu, artist emerit. Cucoana Grasă, Natasha Alexandra, artistă emerită. Grossman, hipnotizatorul, Florin Scărlătescu, artist emerit. Beții, Coca Enescu. Petrișcev, Florin Vasiliu. Doctorul, Milcea Constantinescu, artist emerit. Primul mujic, Efim Antonovici. Geti Mică, artist al poporului. Al doilea mujic, Zahar Trifonovici. Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului. Al treilea mujic, Mitri Vlasevici. Costache Antoniu, artist al poporului. Tania, Florentina Cerchez. Grigori,
Mircea Anghelescu. Semion, Colea Răutu, artist emerit. Feodor Ivaneci, majordom, Constantin Brezeanu. Lucheria, Mia Macri. Bucătarul, Nicolae Meicu. Bătrânul, Constantin Ramadan, artist al poporului. Vizitiul, Haralambie Polizu. Portarul, Victor Handoca. Crainicul, Dinu Ianculescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.